Bun găsit la o nouă ediție a Orei de Sport. Astăzi jucăm în deplasare, suntem chiar în sediul Asociației Județene de Fotbal și, în mod normal, v-aș fi prezentat invitatul ediției. Astăzi este gazda noastră, evident vorbim despre fotbal, cu domnul președinte al Asociației de Fotbal Județene, domnul Adrian Petre. Am ales perfect ziua de astăzi, pentru că, unul la mână, sâmbătă începe din nou sarabanda fotbalului județean, doi la mână, am aflat și cu cine vom pica în barajul pentru promovarea către Liga a treia. Nu știu dacă adversarul este chiar cel pe care ni-l doream noi, însă până la urmă o echipă bună trebuie să treacă de oricine. Bine v-am găsit în primul rând, sâmbătă dăm drumul la fotbalul județean. În primul rând, bine ați venit în Casa Fotbalului Buzoian. Aici este sediul Asociației Județene de Fotbal. Aici fotbaliștii, delegații, oficialii și suporterii vin zilnic pentru a rezolva problemele fotbalului județean. Cum a spus și dumneavoastră, sâmbătă începem sezonul fotbalistic de primăvară. După o iarnă lungă, din decembrie, nu am mai avut niciun fel de competiție. Inițial voiam să organizăm campionatul județean de futsal, dar din cauza pandemiei am renunțat la organizarea acestuia și sperăm ca în vară, în perioada după ce se termină competițiile, până reluăm în toamnă sezonul competițional, să organizăm și o nouă ediție a campionatului județean de futsal. Cum vă spuneam, sâmbătă, 26 februarie, reluăm sezonul fotbalistic cu o etapă de Cupa României, unde echipele calificate din Liga 5-a dau piept cu echipele de Liga 4-a. Avem jocuri interesante. Ca și noutate, până acum organizarea la aceste jocuri s-a făcut pe criteriul geografic de către Comisia de Competiție a Asociației Județene de Fotbal, iar după aceasta vom trage la sort și toate echipele vor intra în aceeași urnă, dând șansa și unei echipe de Liga 5 să câștige această competiție. Pentru că Federația Română de Fotbal schimbă sistemul competițional și formatul Cupei României. Dacă până acum câștigătoarea fazei județene aceste competiții participa direct pe teren propriu într-un singur joc cu echipa de Liga 3, acum formatul este altul, vom participa în regiunea noastră, fotbalul este organizat, Federația Română de Fotbal a luat înaintea administrației și a organizat fotbalul pe regiuni, noi facem parte din regiunea 7 Sud-Est și în această regiune vom disputa cu câștigătoarele fazei județene din fiecare județ, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța. Se vor face două serii, vom disputa câte două jocuri, iar apoi câștigătoarele vor juca o finală, iar Federația Română de Fotbal, aici este noutatea, va veni cu premii și va premia câștigătoarea Cupei României, faza regională. Și vor fi și premii în bani, dacă știm foarte bine cum FC Buzău a trecut de fiecare etapă și a primit un suport financiar din partea Federației. Același lucru se va întâmpla de acum și la nivelul mic, la nivelul campionatelor județene. Este o atracție Cupa României, este cea mai veche competiție, cea mai frumoasă competiție, competiția surprizilor și sperăm și noi să avem surprize. După aceasta, pe data de 6 martie, reluăm Liga 4-a cu ultimele două etape din sistemul regular, iar după aceasta intrăm în play-off-ul, care, din punctul nostru de vedere, cu administrația Asociației Județene de Fotbal, este cel mai frumos, cel mai interesant și cel mai bun campionat din ultimii ani. Eu zic că sunt 8 echipe foarte apropiate de valorii, 8 echipe foarte bune. Oricare din aceste echipe are șansa să devină campioană județeană. Apropo de play-off, vă întreb un pic, ne-ați mai povestit formatul ăsta, dar trebuie să specificăm încă o dată.
va fi un play-off în care se va intra cu un punctaj în funcție de locul în care au terminat sezonul regular. Adică echipele nu vor intra cu punctele, cu zestea de puncte acumulate în play-off, în sezonul regular. Noi anul trecut, din cauza pandemiei, am schimbat sistemul competițional și am organizat Liga 4 în două serii. Două serii de 10 echipe pentru ca echipele să suporte mai ușor financiar, pentru că au și problema cu testele, trebuie să fac aceste teste și sunt și aceste costisitoare și am zis ca să nu aibă foarte multe cheltuieli, foarte mari cheltuieli cu deplasarea, să compensăm prin a împărți sistemul Ligea 4 în două serii, două serii de 10 echipe. Am zis că primele 4 din fiecare serie trebuie să meargă într-un play-off, iar apoi cele 8 să-și discute supremația județeană. Ne-am gândit, era incorrect să mergem cu punctele din campionat, pentru că într-o serie erau echipe mai puternice, într-o serie echipe mai slabe și am decis împreună cu echipele la adunarea generală din vară că în play-off să se intre cu următorul punctaj. Echipele care termină sezonul regular pe primul loc să intre cu 4 puncte, echipele de pe locul 2 cu 2 puncte, echipele de pe locul 3 cu 1 punct, iar echipele clasate pe locul 4 cu 0 puncte. Bănuiesc că formatul ăsta, dincolo de spectaculozitate și de interesul pe care îl strânește către public, motivează și echipele aflate pe ultimul loc, având în vedere că distanța nu este foarte mare, motivează să joace. Pentru că altfel s-ar fi creat o diferență mare între locul 1 și locul 4, locul 5. Și unele, hai să o spunem, e posibil să, nu, să le fi pierit motivația. Corect. Noi ne-am gândit și luasem în calcul și să intre cu 0 puncte, dar nu era corect din prisma celor care s-au luptat 22 de etape și au mers pe și au terminat pe primul loc. Ca și noutate, golaverajul se va pleca de la 0-0, pentru că știți formatul de la FIFA, UEFA și Federația Română de Fotbal s-a modificat și nu mai este valabilă regula golului în deplasare. La egalitate de puncte, de la egalitate de puncte să iau criteriul jocurilor directe și după aceea golaverajul. Și din această cauză am zis să plecem în play-off cu golaverajul de 0. Mai departe, și în play-out va fi la fel foarte interesant campionatul, pentru că acolo, din cauza problemă financiare, trei echipe au renunțat. Este vorba de Recolta Sălcioara, Partizanul MR și Unirea Padina, care a renunțat înainte de a începe campionatul și au ales să meargă la Liga 5-a. Acolo rămâneau 9 echipe, într-o serie 3, într-o serie 5. La fel, 4 cu 5, scuzați. La fel, nu aveam cum să jucăm doar 4 echipe într-o serie și acolo le-am comprimat într-o singură serie, se joacă doar turul. Echipele clasate din acest play-out pe locurile 6-9 retrogradează direct în Liga 5-a. Echipa clasată pe locul 5 va participa la un joc de baraj cu echipele de pe locul 2 din fiecare serie de Liga 5-a. Astfel, doar 4 echipe scapă de emoții, restul 3 retrogradează direct, una merge la emoții de baraj. În sensul că zona aia gri a echipelor fără obiectiv se cam elimină, ceea ce e foarte bine, adică ele sunt angrenate în competiție și stau oarecum cu frica în sân până se trage cortina. Da, și vom avea și echipe care vor retrogata, pentru că sunt echipe de la Liga 5-a cu potențial care vor să participe în Liga 4-a. Așteptăm o revenire a Forestei Nehoiu, așteptăm o revenire a celor de la Racoviceni, a celor de la Bobopu, Luceafru Maxenu, care se află pe primul loc și are șanse foarte mari ca de la anul să participe în Liga a patra și plus toate aceste echipe au și baze sportive care sunt valabile pentru Liga 4. Ne spuneam dumneavoastră într-o discuție despre fotbal odinioară că și era o discuție de acum 2-3 ani, cred că chiar înainte de pandemie, că v-ați dori așa o Liga a 4-a, al cărei final să nu se știe până la ultimul fluid, să fie câte 4, 5, 6 echipe despre care să nu știi care este favorita la promovare,
sau care este, să zicem așa, echipa cea mai bună. Și vorbeați despre echilibru. Cât de departe sau cât de aproape suntem în momentul ăsta și grație formatului ăstuia nou implementat de, țelul pe care vi l-ați autoimpus acum 3-4 ani? Cu două etape înainte de finalul sistemul regular se știu echipele care vor participa în play-off, încă nu se știe ordinea. În aceste două etape se vor regla și vom ști exact ordinea cum vor intra în play-off. Eu vă spun că vom avea 2-3 sau chiar 4 derbiuri pe etapă. Sunt 4 jocuri, toate jocurile vor fi foarte interesante și vor stabili clasamentul după acea etapă. Eu vă spun că la ultimul fluier al arbitrului, în ultima etapă, atunci se va ști campioana județeană. Iar acest format, unde ne-am dorit cu toții de foarte mult timp să avem o Liga 4 foarte puternică, ceea ce o avem în momentul de față, eu vă spun că acest format ne dă un plus valoare nouă fotbalului județean și, mai mult decât atât, sunt convins că echipa care va câștiga campionatul județean va reuși să promoveze, să câștige barajul de promovare în Liga a 3-a. Mai departe, eu îmi doresc foarte mult să aibă resurse financiare și să meargă în Liga a 3-a, să avem și noi alături de Metalul și CSM Remixorat încă o echipă în Liga a 3-a. Doamne ajută, poate reușește și FC Buzău să reușească promovarea și apoi vom avea vom vorbi de fotbalul județean buzoian într-o creștere și să ne pună pe harta fotbalului românesc. Și m-ați adus la știrea zilei de astăzi, pentru că cel puțin dacă ne referim la fotbalul județean, este știrea zilei. A fost tragerea la sorți. Adversar, nu știu, bănuiesc că nu ne doream neapărat adversarul cu care am picat, ar fi fost, nici n-am studiat foarte bine, dar știu că în alți ani au fost, nu neapărat anul trecut, au fost câteva echipe mai abordabile. Vrancea mi se pare un județ din nou, cu un fotbal cât se poate de decent. Eu vă spun că din adversarii posibili am avut mare noroc și avem cel mai accesibil adversar. Dacă discutăm de Constanța, acolo vorbim de un campionat puternic și puternic și financiar și cu o echipă, două echipe care se luptă. Una cu jucătorii care nu au mai avut loc pe la fostul Faru și cu jucători experimentați de Liga 2 și a 3 și de a doua vorbim de Năvodari. Năvodarii care și anul trecut și-au dorit promovare, au pierdut barajul de promovare în Liga a 3-a. Și care tot au fost prin Liga a 3-a. Da. Dacă vorbim de Tulcea, este Săgeata Stejarul, fosta Săgeata Năvodarii care participa și în Liga 1. Dacă vorbim de Galați, o echipă puternică, Victoria Braniște, care astăzi este în cantonament în Spania, și foarte puternic, echipă cu jucători foarte puternici. Victoria Traian din Brăila, care o echipă care a participat în ultimii ani în Liga 3-a și cu o echipă foarte experimentată. Și acum vorbim de Vrancea, încă nu se știe nici acolo cine poate să câștige campionatul. Inițio Focșani, Victoria Bugeș sau Vrancart Ajut. Vom vedea... Trei echipe de oraș, toate trei. Gugeștiul cred că este comună, Focșaniu sunt jucătorii care nu au mai avut loc pe la Unirea Focșani și joacă la acest club privat, Inițio Focșani, iar Ajudul au revenit și vor să revină pe harta fotbal. Ajudul cu experiență foarte mare în fotbal românesc, au participat în anii trecuți mereu în Liga 3-a și o echipă de temut, mai ales la jocurile de acasă. Din punctul nostru de vedere, este cel mai accesibil adversar. Pot să spun că am avut noroc, dar eu am încredere în valoarea fotbalului nostru și cred că vom reuși să câștigăm acest joc de baraj, iar apoi vom fi obligați să participăm în Liga 3-a și cred că se vor găsi resurse financiare. Am discutat cu cele 8 echipe.
Vreau să vă spun că nu avem nicio emoție ca echipa care va câștiga campionatul să nu poată să participe la baraj, pentru că toate cele 8 au certificatul de identitate sportivă, o formular obligatoriu pentru a merge la jocul de baraj, toate cele 8 au. Acum, în această primăvară, au rezolvat această problemă și ASE Bataluba și Limpezi și Poșta Călnău, așa că ne vom aștepta la o primăvară intensă, o primăvară foarte frumoasă și mai ales că dacă discutăm doar de Liga 4, putem merge mai departe și la campionatul de juniori. Când noi știți, în deschidere la Liga 4 și la Liga 5 avem un campionat de al juniorilor Under 19. Campioana județeană la juniorii Under 19, la fel ca și la juniorii Under 17, participă în faza națională organizată de Federația Română de Fotbal. Asta înseamnă că echipa care va fi campioana județeană la juniorii Under 19 va participa la un joc de baraj tot cu o campioană din cele 6 județe din regiunea noastră 2-7 Sud-Est și apoi va fi etapa semifinală și apoi etapa finală. Putem avea, acum la Under 17 am fost vicecampion național cu liceul cu program sportiv, acum 4 ani de zile. Am mai avut cu Diadema Gheresen, care a câștigat jocul de baraj și apoi turneul semifinal, am organizat la Buzău, pe stadionul Metalul. Sperăm anul acesta și avem echipe bune, pentru că avem echipa liceului Ștefan cel Mare, echipa la Under 19, Metalul Buzău, Pătărlagele, Pescărușul Luciu, echipe foarte bune și care cred că vor câștiga acel joc de baraj, pentru că tot astăzi la sediul Federației Române de Fotbal a fost efectuată și tragerea la sorți pentru aceste jocuri. Aici am picat cu campioana județului Galați. La juniorii Under 17 am picat cu tot cu Vrancea. Deci cu Vrancea ne vom duela atât la senior pentru Liga 3, cât și la juniorii sub 17 ani. Acolo noi vom începe campionatul în această primăvară. Avem 8 echipe înscrise. Sunt echipe bune, atât reprezentante al liceului Ștefan cel Mare din Râmnicu Sărat, Metalul Buzău, liceu cu program sportiv, Timp Săgeata, Pătărlagele, Pogoanele, sunt echipe foarte bune, la 17 ani valorii cred că sunt cam la fel, dar ca și procedură au drept de participare doar jucătorii care au viză liberată de Asociația Județeană de Fotbal, nu este valabilă viza PRF. Adică mai departe cu județele Galați și Vrancea vom juca doar cu jucătorii care sunt legitimați și participă în campionatele județene. Eu cred că avem șanse mari să trecem și de aceste două județe la categoriile de juniori, pentru că m-am interesat și vorbeam cu omologul meu de la Galați, nu s-au strălucit la juniori sub 19 ani, același lucru și colegul meu de la Vrancea spunea că n-au cum în campionat, îl organizează, nu sunt. Eu cred că vom avea șansă, iar la juniori sub 17 ani, cred că vom avea șansă mare și să trecem și de etapa semifinală. Vorbim mai devreme cu cei de la Federația Română de Fotbal și sperăm că o etapă de semifinală, fie că vorbim de Under 17, ori de Under 19, să o organizăm la Buzău. Cum am organizat acum 3 ani de zile, când Diadema Gheresen a participat, au venit 6 județe la Buzău, a fost un regal fotbalistic frumos pe stadionul Metalul, mai ales că jocurile sunt în perioada verii, sunt în după amiaza și sperăm prin aceste turnee să mai atragem spectatori la jocurile de fotbal, nu numai la FC Buzău, Metalul sau Râmnicu, și la echipele participante în campionatele județene. Știu, chiar am mai vorbit, știu câteva echipe pe raza județului, așa, din păcate ar trebui să fie o chestie generală, dar știu câteva echipe care adună, au o medie de peste 200, dacă nu chiar mai bine, de spectatori, așa, la fiecare meci. Din păcate, nu au putem până acum, noi aveam și niște premii pentru cei mai, echipele care au cei mai mulți suporteri la jocurile de acasă, din păcate, anul acesta nu putem întocmi acest clasament, pentru că pandemia nu ne lasă. Astăzi, până pe 8 martie, trebuie să venim cu 30% din capacitatea arenelor sportive. După 8 martie, sperăm să ne lase până la o capacitate de 75%. Sperăm
ușor, ușor să scăpăm de aceste restricții, să venim la normal și să ne desfășurăm activitatea așa cum o făceam până acum 2 ani. Dar până în pandemie știu că era un record. Care a fost recordul? Câteva sute bune de spectatori la un meci, cred, la Nehoiu, sper să nu mă înșel. Da, echipele din zona de munte aveau tot timpul și Siriu și Nehoiu și Pătărlagele, aveau o medie de 400 de spectatori pe joc. Nehoiu a avut la un joc cu ultima clasată 500 de spectatori la un joc. Din această cauză, noi vrem, știți că avem un proiect ca finala Cupei României sau jocul de finală de Supercupa Județeană să nu le mai disputăm în municipiul Buzău, să le disputăm în teritoriu. Am început cu Săcăteniu, cu Săpoca, cu Gărbinașul, cu Berca, am fost la Râmnicu Sărat, anul trecut la Cernătești. Anul acesta ne dorim la Nehoiu, însă acolo este o problemă. De fapt, avem două probleme. Prima problemă este că baza a fost modernizată prin Compania Națională de Investiții, dar constructorul a intrat în faliment. În proporție de 90% era gata, dar acum a câștigat altcineva licitația și nu știu sigur dacă până la 15 iunie, când noi am fixat data desfășurării acestei finale, să construcția va fi gata și recepționată. A doua problemă ar fi că dacă două echipe, nu știm echipele calificate care se vor califica în finală, că dacă vor fi două echipe din zona Râmnicu Sărat, nu este corect să îi ducem cu suporterii până la Nehoiu. Așteptăm să vedem echipele care se vor califica măcar în semifinale și apoi vom stabili un teren. Avem mai multe terenuri bune. Luăm în calcul Mereiu, luăm în calcul Ghereseniu, luăm în calcul Pătrălagele, Nehoiu. Avem mai multe baze sportive în care vrem să desfășurăm această finală a Cupei României, pentru că știți, noi ne organizăm, venim de la fanfară, vrem să facem un spectacol. Păi am fost la ultimele două finale. Acolo o sărbătoare și să aducem foarte mulți suporteri la acest joc. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat, vorbim și despre, reluăm tema barajului, vorbim și despre Liga Secundă un pic și dacă ne permite timpul și despre un mic detaliu al fotbalului european, pentru că evident domnul Adrian Petre, fiind foarte activ în federație, știe sau anticipează ce se va întâmpla, imediat revenim. Am revenit, vorbim despre fotbal cu președintele Asociației Județene de Fotbal, domnul Adrian Petre. Ați punctat foarte bine în prima repriză a ediției de astăzi. Foarte multe echipe vor să acceadă către un eșalon superior, mi se pare că se poate de normal, însă Liga a treia presupune cu totul și cu totul alte condiții și mă refer aici în primul rând la bani. Din păcate, cel puțin în ultimii 10 ani, performanța se face în general cu bani. Iar fără niște fonduri cât de cât minimale, unele echipe, și vedem că se retrag an de an, unele echipe nici măcar nu pot face față rigorilor ăstora impuse de Liga a treia. Dacă vrei să participi în Liga 3, trebuie să fii cu o garanție financiară. Această garanție se depune la începutul campionatului și se returnează de către FRF cu câteva etape înainte să termin campionatul. Acești bani se rețin pentru ca să nu ai probleme de organizare, să nu ai datorii la jucători, să nu ai datorii la arbitri, la observatori și din acei bani, dacă ai aceste datorii și te-ai retras, să achită aceste costuri. Dar eu cred că din toate cele 8 echipe care astăzi participă în play-off cu șanse reale să câștige campionatul județean, toate echipele cred că măcar un an pot rezista la Liga 3. Și le luăm pe rând. Avem Tin Săgeta. O echipă perenă la Liga 3. Da, și echipă care și-a dorit și acum 3 ani de zile, și-a dorit și acum un an. Din păcate, acum un an am disputat barajul cu o echipă de Liga 3, o echipă care este finanțată numai din bani privați, nu are nicio legătură cu primăria, doar terenul folosește al primăriei,
Am înțeles că acum o să aibă o discuție patronul acestei echipe cu primarul localității și vor să modernizeze baza sportivă și au dat mâna pentru a face performanță în Comuna Săgeata. Mai departe, pescărușul Luciu. Cred că acest primar nu mai are în acea comună de făcut decât să ducă o echipă la Liga 3, că în rest că am rezolvat toate problemele din acea comunitate. A rezolvat problema apei, canalizarea, am înțeles că este pe un proiect acum și cred că se va rezolva. Drumurile sunt rezolvate, baza sportivă este decât ok, avem și tabelă electronică acolo, probabil va mai trebui o tribună. Pătrălagile. Pătrălagile este oraș. Pătrălagile cu siguranță și la ce entuziasm există acolo, din partea primarului, viceprimarului, oameni de afaceri, cred că dacă și-ar dori, ar putea și ar fi acolo, cred că ar putea să ducă un an la Liga 3. Mai departe, avem Voința Lanurile. L-avem pe domnul inginer Cristea, care cu siguranță poate să ducă singură o echipă la Liga 2, nu numai la Liga 3, la vorbim de partea financiară. Balta Albă, la fel, tot niște agricultori care și-au dat mâna și vor să facă performanță acolo, au o echipă foarte bună, au jucători care sunt plătiți foarte bine, peste valoarea nivelului județean și cred că la fel Balta Albă, dacă își doresc și își pun în cap, pot duce măcar un an la Liga 3. Poșta Câlnău, la fel. Comună aproape de oraș, cu un buget foarte mare, entuziasm există acolo, anul trecut au câștigat Cupa României, au mers mai departe în prima fază, au picat cu o echipă de Liga 3 foarte bună, CSU Popeni, și din păcate greu au pierdut acel joc. Avem mai departe Vădupașul, la fel, o comună în care acum au investit anul trecut foarte mulți bani în modernizarea bazei sportive, o să aibă cred că cel mai bun sau printre cele mai bune gazoane din județ. Mai departe Limpezișul acolo, primăria va moderniza baza sportivă și va fi gata până la baraj cu vestiare moderne, cu tribună, și acolo sunt trei frați care până acum au ținut această echipă aproape din banii lor. Sunt trei frați care lucrează în București, au niște societăți comerciale și le și place și doresc și ei vin la joc cu soțiile, de fapt soția unuia este și delegatul echipei. Acolo este o familie, au și jucători, ei din data de 3 ianuarie aduc jucători în probe și joacă jocuri amicale. Adică eu cred că ei își doresc și au zis, bă, vrem și noi un an să vedem cum e la Liga 3. Mai departe, avem cred că le-am spus pe toate 8. Eu vă spun că dacă vom câștiga jocul de baraj, echipa câștigătoare și care va promova, va merge un an la Liga 3. Regula asta pe care a impus-o federația, am mai văzut-o în multe țări. Și în Liga 2 există, și în Liga 1. E din cauza faptului că multe echipe se retrăgeau, unele chiar la o săptămână, două după ce începea campionatul. Încurcau pe toată lumea și bănuiesc că nici nu își achitau toate datoriile rămase către jucători, către arbitri. Știm că deci la Liga 3 costurile sunt incomparabil mai mari decât la Liga 4. De ce credeți că anul acesta la Liga 3 nu s-a retras nicio echipă? La Liga 2 la fel nu s-a retras nicio echipă, iar la Liga 1 Clinceniu cu Mediașul, care sunt aproape în colaps, nu, acolo este și altă poveste cu drepturile de televiziune care trebuia să-i dea înapoi dacă renunțau, dar ați văzut că și acolo nu se retrag, chiar dacă o duc târâși, dar vor termina campionatul. Din această cauză, aceste reguli impuse de Federația Română de Fotbal, și o să vedeți că o să apară o altă regulă, regula insolvenței. Dacă ai intrat în insolvență, vei fi depunctat sau retrogradat. Asta înseamnă că nu o să mai avem în viitor echipe care vor fi în insolvență sau în faliment. Da, trebuie să vorbim puțin și de Liga Secundă. Toată lumea așteaptă o evoluție bună a celor de la FC Buzău. Culmea, sâmbătă începe seria programul Ligii Secunde. Un meci care la prima vedere e de unul solist, mai ales în contextul în care Astra e aproape așa de colaps. Am văzut că au plecat și bucătăresele de la ei, citeam un articol de pe Liga 2.
Cum se văd astea trei meciuri prin prisma unui om care, iată, de vreo 20 și ceva de ani trăiește foarte, foarte aproape de fotbal? În etapa 14-a, cu aceleași probleme, Astra a mers și a bătut la Cluj. La Cluj cu 2 euro. Eu vreau să vă reamintesc că acum o lună, două episoade. Un episod în prima etapă după sărbători, când Real Madrid cu ultima clasată a terminat la egalitate, și un episod al fetelor de la handbal care au fost învinse de ultima clasată CS Mioveni. Primul joc este cel mai greu după această pregătire. Jucătorii vin din cantonament, jucătorii vin foarte încărcați. Jucătorii în cantonament n-au mai trecut pe acasă, n-au mai fost și după ce au terminat ultimul joc de pregătire, este o greșeală din punctul meu de vedere al antrenorilor, le-au dat drumul acasă, iar apoi au adus și au băgat în programul de pregătire pentru campionat. Nu trebuie de luat de sus acest joc, chiar dacă Astra o să vină cu problemele ei, dar vor juca că poate joacă și pentru alții. Exact cum s-au dus după un 0-5 acasă cu Hermannstadt, au mers la Cluj și au bătut cu 1-0, la fel poate să vină și la noi. Și eu vă spun, cel mai greu joc este cu echipele care n-au nimic de pierdut. Eu sunt observator la Liga 2 și cunosc foarte bine Liga 2 și după am fost observator la un joc al celor de la Concordia Chiajna, care aveau 5 victorii din 5 și au jucat cu Viitorul Pandurii, care nu avea niciun punct. Pandurii au venit pe două linii și au terminat la egalitate 0-0. Când au jucat FC Buzău cu Pandurii, le-am explicat, vedeți că vin pe două linii și greu le dați gol. Și ne-au dat gol 1-0 și abia i-am mai galat și am terminat la egalitate 1-1. Am luat și un roșu în meciul ăla. Dar se poate întâmpla, iei un roșu, faci un fault inutil, poți să iei un roșu, vă înferește de vreun gol al oaspeților și apoi să vezi ce greu îți va fi. Dar eu sunt convins că vom câștiga acest joc și vom câștiga mai lejer decât v-am spus eu mai devreme. Am încredere în profesorul Pustai că îi va motiva foarte bine, dar apoi mai avem două jocuri foarte grele. Din păcate, din cele 7 echipe, pentru că sunt 7 echipe care se luptă pe aceste 6 locuri, avem programul cel mai greu. Avem programul cel mai greu, pentru că nu spunem Petrolul, Hermannstadt, Cluj, care sunt aproape calificate în de fapt cele două sunt matematic în play-off, primele două, Hermannstadt cu Petrolul, Clujul le mai trebuie un punct să fie matematic calificat, iar Chiajna, noi și cu Steaua ne vom lupta. Dar aici vine din spate Csíkszereda Miercurea-Ciuc, care are un program mai ușor, cu 3 echipe care sunt în zona retrogradării. Eu cred că și Slobozia ar putea fi de luat în calcul, dar cred că, pentru că au programul cu Dacia Unirea Brăila, cu Ripensea acasă și cu Dunărea Călăraș, unde pot lua 9 puncte. Și Slobozia sunt la 2 puncte în spatele nostru. Eu am speranță că vom intra în play-off. Cred că și ultimul joc de acasă cu Chiajna, plus poate avem și aportul spectatorilor și cred că pe valoare putem câștiga. Plus la Petrolul nu avem nimic de pierdut și mergem să ne jucăm șansa și putem scoate măcar un egal. Da, chiar mă gândeam... Pentru că, vă spun, și celelalte echipe joacă în aceste 3 etape. Și Steaua, nu pot să spun că are un program foarte liniștit, are prima etapă cu Unirea Constanța, care știm foarte bine că are jucători de la FCSB și în această perioadă s-au antrenat acești jucători cu FCSB-ul, poate alinia un 11, mai ales că se joacă și la Buftea pe teren bun, sunt copii, mingicari, poate prinde o zi bună și pot să încurce, mai ales apoi Steaua vine cu Iașul și ultima etapă cu Metalul Globus, unde și Metalul Globus are nevoie de puncte, pentru că și la Liga 2 în play-out se împarte echipele se împart în două grupe și Metalul Globus nu vrea să pice cu culoarul cu Pandurii Târgu Jiu, pentru că atunci ar avea șansa să se ducă la baraj și la baraj nu se știe și pot retrograda.
Mai departe, și Chiajna, nu pot să spun că are program foarte, foarte ușor, dar eu zic că, cu atenție, am încredere în profesorul Costai că va pregăti aceste trei jocuri foarte bine și vom avea șansa să mergem în play-off. Pentru că acolo, vedeți la ce se întâmplă acum în Liga 1, ne putem lega de o participare la baraj. Și ce ar însemna să jucăm un baraj cu Dinamo la Buzău, unde cu siguranță umplem stadionul. Ieri vorbeam cu un prieten la București și îmi spunea că dacă retrogradează Dinamo, eu ies în piața universității. Eu nu mi-aș dori totul să retrogradeze pentru că n-am mai avea acele derbiuri frumoase și ați văzut și acum la ce diferență de valoare a fost. Galeria lui Dinamo a făcut un spectacol frumos și au susținut jucătorii și păcat pentru tradiția fotbalului românesc, dar din păcate acolo le trebuie o organizare foarte bună, trebuie să fie un moment zero, cum a fost la Rapid, și vedeți Rapid unde este astăzi, cum a fost la Craiova, cum au fost alte echipe care au luat-o de la Liga 2 și acum sunt în Liga 1 și se luptă la cupele europene. Da, chiar mă gândeam zilele trecute, vorbeam și cu niște colegi din presă. La Liga 2 e mai greu să supraviețuiești și să faci și performanță în contextul în care, știm cu toții, veniturile din televiziune sunt incomparabil mai mici. Și toată lumea trebuie să facă o echipă clădită de cele mai multe ori pe jucătorii liberi de contract, pentru că transferul pe bani nu prea se fac. Ei, în contextul ăsta, vedem și acum, după 14, după etape, lucrurile sunt foarte echilibrate în primele 10. Chiar și Schellenberg are o șansă teoretică, cei care ne-au bătut pe noi și cu care Csíkszereda va avea meci. Eu mă bucur de meciul ăla, eu sper acolo să încurce pe Csíkszereda. Primele 8 echipe au șansa teoretică, cel puțin, să meargă în prima ligă. În alți ani, să fim serioși, în alți ani diferența se făcea după vreo 20 de etape. Știam cine urcă. Sau când cine era, barajul, când da? Era un campionat cu tur-retur. Da. De când este acest campionat format cu play-off, să știți că și anul trecut a fost foarte echilibrat. Acum 2 ani, țineți minte, la ultima secundă, Rapid a egalat pe Turistul Măgurele și a promovat FC Argeș. Anul trecut la fel, până în ultima etapă, și când a promovat Clinceniu, la fel a fost până în ultima etapă s-a jucat. Acum un an, aduc aminte că până în ultima etapă s-a jucat, Craiova a avut un ultimul meci cu Călărașul, Timișoara cu Ciucu și toate erau acolo, cei care au promovat Rapidul la fel, până în ultima etapă au stat și la ultimul fluier al arbitrului s-au cunoscut cele două echipe care promovează și cele două echipe care merg la baraj. E un format interesant din punctul meu de vedere, un format exact cum avem și noi, vedem că dă rezultate formatul cu play-off și cu play-out și anul acesta va fi la fel. Chiar dacă Petrolul are un avantaj astăzi, ai pierdut 2 meciuri în play-off, la revedere, poți să te duci pe locul 3. Adică și din această cauză mi-e frică mie că pe punctele merg în play-off, intrăm cu numărul de puncte acumulate în campionatul regular, dar totuși cred că cele 6 care vor fi acum, cele 6 vor merge în play-off. Mai sunt 3 etape, destul de puține, fiecare cred că și-au măsurat șansele și doar locurile, nu se știe, pentru că uitați, joacă Petrolul, are joc la greu la Timișoara, apoi astăzi, apoi joacă Clujul cu Chiajna, adică se mai pot apărea surprize. La acest sistem, 2 înfrângeri te pot duce de pe locul 1 pe locul 3. De transferurile de la Buzău, ce părere aveți? Sincer, nu am văzut niciun joc amical. Eu nu prea sunt adeptul jocurilor amicale. V-am mai repetat în această emisiune, eu am încredere în profesorul Pustai. Când ne-am așezat la masă, la prima discuție, am participat și eu atunci și din discuțiile cu domnul președinte Neagu, domnul primar Toma, ne-am dorit o persoană care cunoaște bine Liga 2. Domnul Pustai cunoaște bine Liga 2, cum spuneați și dumneavoastră, și atunci a fost discuția să luăm jucător de la Liga 1. Dar jucătorul de Liga 1 nu va juca niciodată, în afară de parte financiară, nu va juca niciodată la adevărata lui valoare la Liga 2.
pentru că vine cu un alt aer de Liga 1 și nouă ne trebuia jucător de Liga 2. Eu cred că este un lot închegat, un lot bun. O să merg și eu la aceste trei jocuri, inclusiv la jocul din deplasare de la Ploiești, unde există o tradiție a noastră și eu vă spun că în ultimii ani Petrolul nu prea ne-au învins și nu cred că ne vor învinge nici în anul acesta. N-ați fost dumneavoastră observator la Petrolul cu Rapid? Că iar nu aduc aminte de povestea aia. Era tot un meci foarte încins, tot așa, ambele echipe cu acele trei, cu penaltiul ăla ratat de trei ori. Eu am fost observator la acel joc și chiar cred că a intrat în istoria fotbalului românesc acea fază. Au fost și două eliminări atunci și s-a repetat penaltiul de trei ori, iar Petrolul l-a ratat de trei ori. Iar Petrolul atunci, dacă câștiga acel joc, Petrolul promova de atunci. Sau avea șansă să... Da, promova de atunci, că atunci nu era cu barajul, da, promova de atunci. Asta este. Face parte din fotbal. În fotbal trebuie să existe un învingător și un învins. Același lucru se va întâmpla și acum. Mai avem destul de puțin timp. Astăzi mi-a venit în cap. Evident, suntem cu toți la curent cu ce se întâmplă în partea asta de Europa. Și din păcate, iată, fotbalul este legat oarecum de povestea asta cu Rusia versus Ucraina. Anul ăsta, în mai, finala Champions League era programată pentru a fi găzduită de Sankt Petersburg. Într-adevăr, unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, cu un stadion nou al celor de la Zenit. Bănuiesc că în contextul ăsta al tensiunilor care deja escaladează, va fi mutată finala. Sau așa mă gândesc, așa trebuie să fie. Eu mă așteptam ca și jocul de astăzi al Zenitului din Europa League să fie mutat în altă parte, dar vă spun, UEFA nu stă la discuție, exact cum s-a întâmplat și în 92, când Danemarca a venit după plajă și a participat cu Iugoslavia. Cu Iugoslavia, de a participa la campionatul european, UEFA nu stă la discuție și cred că dacă lucrurile nu se vor liniști, UEFA va muta organizarea finalei Champions League de anul acesta și ar fi o pierdere pentru Rusia. Vedeți cum au organizat campionatul mondial acum 4 ani de zile, au organizat Olimpiada de iarnă, acum aveau un alt eveniment în care Forul European au avut încredere în organizarea lor și în ce potențiale au ei acolo, dar din păcate nici UEFA, nici noi nu avem ce face, sunt alte discuții acolo, dar eu sper să se pătrulească mai curând și ca finala Champions League să se dispute totuși la Sankt Petersburg. Dacă nu, cu siguranță vă spun că UEFA nu stă la discuții, din toate discuțiile pe care le știu, și vor muta organizarea finalei în altă parte. Nu pot să o ducă oriunde, sunt stadioane moderne în Europa acum și oricine și-ar asuma organizarea, mai ales că este timp. Chiar și noi avem în România câteva stadioane care pot. Vă spun, din păcate, momentan nu cred că se va putea organiza o finală de Champions League în România din cauza numărului mic de spectatori pe care o are o arenă. Sunt niște standarde în organizare. Iar Arena Națională, care este cel mai mare, nu se califică în organizarea unei finale de Champions League, la Europa League sau la Conference League cu siguranță. Am avut statul de Comadentul Bilbao, țin minte. La Europa League, la Conference League sau la alte competiții cu siguranță, dar la finala de Champions League nu cu siguranță, pentru că acolo 20.000 de suporteri vin numai de la o echipă, 20 din altă parte, plus trebuie să mai vină și restul oamenilor din Europa care vor sau din lume care vor să participe, plus cetățenii din țara organizatoare. Deși Arena Națională nu se califică pentru a organiza o finală de Champions League. La Europa League, la conferințe, în alte competiții, cu siguranță. În încheiere o să vă solicit două pronosticuri. Unul pentru FC Buzău versus Astra, că e acum, numai mâine, nu-i poimine, noi înregistrăm emisiunea într-o zi de joi, iar al doilea pronostic aș dori să, să ne spuneți care este echipa favorită din Liga a 4-a pentru a accede la barajul de promovare. Evident, e ca și cum ai cere unui tată să spună pe care copilul iubește cel mai mult, dar vă lansăm această provocare. Prima provocare, primul pronostic, victorie al echipei noastre Fanion FC Buzău cu Astra, și eu vă spun că va fi un 3-0
fără drept de apel. Deci unul solist. Unul solist, iar la a doua provocare vă spun că toate 8 sunt mie favorite. Sunteți diplomat. Le voi sprijini pe toate 8 să devină campioană județeană și să câștige barajul de promovare. Eu vă pot da un pronostic că noi, indiferent care echipă din aceste 8 va participa la baraj, vom câștiga jocul de baraj. Să vă audă, domnule. Mai departe, vom face toate eforturile ca echipa care promovează să meargă cel puțin un an și în Liga 3. Să nu ne facem de râs, pentru că ar fi incorrect față de competiție, față de suporteri, față de buzoieni și față de Federația Română de Fotbal și de fotbal românesc. Nu rămâne decât să vă mulțumesc că ne-ați primit aici în Casa Fotbalului Județean. Chiar a fost o experiență să mai ieșim și noi din studio, să jucăm și în deplasare. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru ora pe care ne-ați acordat-o și să sperăm că veți avea dreptate în cele două pronosticuri. O să vedem. Eu cam am avut dreptate așa în ce am spus. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit în Casa Fotbalului Buzoian. Vă aștept ori de câte ore doriți, mai ales că o să avem o nouă sală de ședință. Peste două săptămâni o să inaugurăm noua sală de ședință și vă aștept și la Vernești, acolo unde împreună cu Primăria Comunei Vernești avem un protocol de colaborare. Va intra și în ședință de Consiliul Local în această lună. Acolo primăria va moderniza suprafața de joc a stadionului Virgil Popescu, iar noi vom moderniza vestiarele, vom face o sală de ședințe și un muzeu al fotbalului buzoian, cu fotografii vechi de când s-a înființat Asociația Județeană de Fotbal, cu tricouri și vechi și noi de la toate echipele participante în competițiile noastre, de la poze de arbitri, fotbaliști, oficiali, suporteri, de la barajele de promovare unde echipele noastre au participat, majoritatea au câștigat. Va fi un templu al fotbalului buzoian, spunem noi, și vă aștept și acolo să facem o emisiune și poate o facem o emisiune și cu actorii cu o parte din actorii fotbalului buzoian. Bun, de ce nu? Aici punem punct ediției de astăzi a Orei de Sport. Până săptămâna viitoare, aveți grijă de voi, rămâneți pe Campus TV și să aveți parte de fotbal de calitate. Numai bine!